Trebuie să am o placă de bază de la Asus ProArt, dedicată celor care sunt creatori de conținut. Și nu numai. Dar înainte și înainte, haideți să vedem ce se află în cutie. Înainte să o punem în open case-ul nostru și să asamblăm calculatorul. Haideți să vedem ce avem aici. Ok. Domnul partea asta. Pare să fie ceva înăuntru. Plaga de bază în sine. Haideți să vedem. Aici este ceva înăuntru sau e doar un carton? Și atât. No, chiar e ceva înăuntru. Ok. Antena de wireless, care se poate rabata. Nice, nice. Și haideți să vedem ce se mai află aici în cutie. Salut 2000. După care Asus Control Express Center. Ok. Cu închiși, cu licență. După care mai avem manualul. O să mă dau rotund și nu o să-l citesc. Și înăuntru mai avem așa. Cablu HDMI. Scurt, foarte scurt. Dublu adeziv. Cu dublu adeziv pentru SSD-uri de tip M.2, ambele. După care mufă pentru pin, ca să vă conectați pinii pe placă de bază, cei de la carcasă, gen power button, reset button, LED-uri, PC speaker, foarte util. Șurub pentru M.2 și cabluri de SATA. 4 cabluri de SATA. Ok. Iar placa în sine. Oh, this is so nice. 4 sloturi pentru DIM-uri, pentru module, pentru RAM, 3 sloturi PCI Express care sunt mari, dar 16X, 8X, 4X, practic 3. Acestea presupun că sunt M.2, 1 M.2, 2 M.2, 3 M.2, o alimentare de 8 pin și o alimentare de 4 pin pentru procesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 mufe pentru ventilatoare, 2-3 mufe pentru RGB, mufă pentru USB 3.0, mufă pentru USB-C, mufe pentru USB-uri. Ok, ok, suficient de multe dotări. În partea din spate, din punct de vedere al mufelor, avem așa 4, 5, 6, 7, 8, 8 mufe SATA normale, 2 mufe USB-C și ambele mufe USB-C sunt și de fapt Thunderbolt și placă de rețea care este wireless, placă de rețea care este Wi-Fi 6. Iar plăcile de rețea, cele prin cablu, 2.5 gigabits și 10 gigabits. God damn! Da, foarte, foarte mișto placa asta de bază. Dar haideți să o montăm în calculator, o să vedem ce poate, vedem și BIOS-ul și revenim. După ce am testat plaga de bază, mă rog, cu toată combinația asta, am câteva rezultate, câteva concluzii. Și a trebuit să vă spun așa. În primul rând, mi-a fost mai simplu să pun pe birou decât să punem în open case-ul nostru, pentru că sursa este o sursă modulară de la Seasonic, așa că mi-a fost mult mai simplu să fac așa. Iar radiatorul este pus deasupra ca să fie bucata cu cea mai înaltă deasupra pompei, ca tot aerul să ducă în partea de sus a radiatorului să nu fie jos în pompă. Pentru că acest radiator are niște aer în el și trebuie reîncărcat. Am mai făcut asta odată, o să mai facem cu o dată, avem clip. Dar, hai să revenim la placă de bază ProArt de la Asus. Este o placă de bază foarte mișto, sincer, foarte mișto. În primul rând, este o placă de bază care nu are ventilator pe chipset. Practic, asta aduce nou această versiune a chipsetului față de celelalte versiuni. Această placă de bază are sloturi PCI Express atât pe placa video, cât și pe toate sloturile M.2, spre deosebire de B550, unde are doar pe placa video și doar pe un slot M.2. Are placă de rețea integrată Wi-Fi 6, care merge excepțional de bine. Chiar dacă noi avem un router doar cu Wi-Fi 5, a mers la maxim posibil. Mare thumbs up. Pe lângă, o dotare extrem, 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 extrem de utilă. Are Thunderbolt cu pass-through. Practic, acel cablu mic de DisplayPort care era în cutie se leagă de placa video, din placa video intră în placa de bază și după aceea poate să iasă prin mufa Thunderbolt, mufa USB-C, către un monitor USB-C. Super, super mișto și foarte util. După care, ar trebui să vă mai spun că
Cele două plăci de rețea 2,5 GB și 10 GB pot fi extrem de utile. Pentru noi, care facem foarte mult conținut, care transferăm foarte multe materiale video pe NAS, pentru stocare și edităm ba de acolo, ba de local, ba copiem, placa de rețea de 10 GB poate să fie un upgrade foarte util pentru viitor. Adică nu trebuie să mai plătim încă 100 și ceva spre 200 de euro pe o placă de rețea de 10 GB, aceasta vine direct integrată în placa de bază. După care, sursa de alimentare pe procesor este foarte bine făcută. Noi avem acum un Ryzen 9 5900X, un mega procesor, iar radiatoarele sunt reci. Adică, mă rog, scălduțe, dar țin mâna pe ele și nu mă fric, nu au nicio problemă. You know, acest lucru este super, super bun și super util. Iar din punct de vedere al dotărilor de overclock, vă las această bucată cu BIOS-ul ca să vedeți cam câte dotări sunt în BIOS. Și acesta este BIOS-ul plăcii de bază. Din câte vedeți, este simplu. Apăsăm F7 pentru că vrem să-l configurăm și începem așa. Activăm de OCPU ca RAM-ul să fie la 3600 MHz în cazul nostru, în cazul vostru, la cât aveți RAM-ul. După aceea, lăsăm Precision Boost-ul pe auto, ca să-și facă treaba singur, așa cum vrea singur. Timing-ul de la RAM îl lăsăm pe auto, pentru că își face singur de la DOCP. După care, Load Line Calibration, noi să setăm level 3. În rest, lăsăm totul așa cum este. Mergem mai departe, Tweaker's Paradise, nu vrem să facem overclock, așa că lăsăm cum vine el default. Voltajele tot așa lăsăm automat. La RAM, voltajul automat o să fie 1,35 V, pentru că ăla este voltajul RAM-ului. După care mergem mai departe. Trusted Computing, TPM 2.0 pentru Windows 11, lăsăm Enable. După care FTPM, lăsăm Enable, din nou pentru Windows 11, CPU Configuration, lăsăm, inclusiv activăm SVM modul pentru că avem virtualizare. Mergem mai departe. SATA Configuration, lăsăm Enable, Onboard Devices, placă de sunet, plăcile video, plăcile de rețea, lăsăm totul Enable, Above 4G Decoding, lăsăm Enable și dăm și Resize Bar Support Enable. Și activăm și SRIOV-ul Enable. Acesta n-aveți nevoie de el, este vorba doar pentru SRIOV-ul, practic. Dacă aveți o mașină virtuală, poate să facă pass-through către placă video. Nu o să fie cazul în cazul aici, dar poate voi aveți nevoie. După care USB Configuration, lăsăm Enable, Networking, lăsăm așa cum este. Ne arată câteva informații despre SSD-ul conectat, NVMe nu avem nimic. După care Thunderbolt-urile lăsăm așa cum sunt, am de overclocking și mergem la Precision Boost Overdrive și este pe auto. După care, temperature monitor le lăsăm așa cum sunt, pe monitor, pentru că vrem să monitorizeze toate temperaturile. Iar la Q-Fan lăsăm așa cum este, pentru că știe să-și facă singur cum vrea turația ventilatoarelor. La boot ne-a selectat deja SSD-ul după care vrem să butăm, nu vrem să mai facem nimic altceva. Momentan nu vrem să facem update de BIOS. Așa că îl lăsăm cum este. Salvăm setările și dăm un reset. Și cam acesta este BIOS-ul. Și după cum ați văzut, în BIOS aveți inclusiv setările de overclock de pe plăcile speciale pentru overclock. Practic, această placă de bază este un all-in-one cumva axat pentru creatori. Placă de rețea de 10 GB, mofe Thunderbolt, chipset pasiv, special ca să nu auziți deloc sunet. De exemplu, această placă video de la ASUS RIX nu merg ventilatoarele. În acesta eu, ventilatorul merge la 6 de ture, pompa nu se aude, iar sursa de la Seasonic are buton în care putem să oprim de tot ventilatorul și practic tot sistemul devine dead silent. Așa ca și combinație, ca per total, această placă de bază are un mare thumbs up din punctul nostru de vedere. Este o placă de bază foarte bine făcută, ce conține cam tot ce ați putea vrea de la o placă de bază. Și cam asta este concluzia. Dacă aveți întrebări legate de această placă de bază, mai jos este o căsuță. Dacă aveți alte întrebări, avem un server Discord, intrați și lăsați acolo o întrebare. O să vă răspundem mult mai repede decât o facem pe YouTube. De asemenea, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de un like, share
ca să vadă și prietenii voștri. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și mai testăm ceva și data viitoare. Bye!